aflu pe marginea drumului județean 668, care face legătura între Călan și Parcul Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina, cu atracțiile turistice importante de aici din zonă, Peștera Cioclovina și Cetatea Dacică Piatra Roșie. Localnicii satelor din zonă se plâng că au fost uitați de autorități, că drumul acesta județean și un drum turistic totodată este lăsat de izbeliște, deși o mulțime de turiști vin, mai ales vara, să petreacă timp în zonă. Un sector de câțiva kilometri din acest drum n-a mai fost modernizat, a rămas de pământ, iar viturile au distrus o bună parte din el. În acest loc, torenții au produs cele mai mari pagube.